inițiativa jurnalistului Marius Tucă, în ultimii 12 ani, Caracalul a devenit pentru o săptămână capitală culturală, în urma organizării Festivalului de Teatru Ștefan Iordache. Ediția din acest an, In Memoriam Ion Caramitru, va începe din acest weekend și până pe 5 iunie vor juca pe scena Teatrului Național actori precum Marian Râlea, Maia Morgenstern, Adriana Trandafir, Manuela Hărăbor, Carmen Tănase, Gabriel Fătu, Cuzin Toma, Florin Piersic Junior, Claudiu Blonț, Horațiu Mălăele, Medea Marinescu, Mircea Rusu, Alexandru Bindea și mulți alții. Prima etapă a recensământului populației și locuințelor, autorecenzarea online, se încheie azi. De pe 31 mai, recenzorii vor merge în teren pentru a colecta datele de recensământ la cei care nu s-au autorecenzat. Autoritățile le reamintesc românilor că participarea la recensământ este obligatorie și ne ajută pe toți să căpătăm o imagine cât mai clară despre populația actuală a României. De la 1 iulie, biletele de tren se scumpesc cu 20% la toți operatorii. Majorarea a fost cerută de CFR Călători, ce a motivat creșterea prețurilor la energie și motorină, ce au dus la o creștere a prețurilor pentru tracțiunea locomotivelor de peste 200%. Scumpiri similare vor fi operate și la operatorii privați. Ultima majorare de tarife la CFR Călători a fost în 2013. La mitingul de protest organizat de Sanitas pe 15 iunie la București, potrivit liderului Sanitas Olt, Roxana Dumitrescu, din județ vor merge 200 de asistenți infirmieri, îngrijitori și brancardieri. Principalele revendicări ale personalului medical sunt creșterea salariilor, finanțarea voucherelor de vacanță de la bugetul de stat, nu din contractele cu casa, și negocierea viitoarei legi a salarizării asumată de guvernanți prin PNRR. 25.115 angajați ai CFR vor avea salarii majorate de la 1 iunie. Compania Națională de Căi Ferate CFR S.A. a semnat actul adițional la contractul colectiv de muncă, acesta fiind înregistrat la Inspectoratul Teritorial de Muncă pentru aplicare. Toți salariații companiei vor beneficia de o majorare cu 10% a salariilor de bază, iar valoarea unui tichet de masă va crește la 20 de lei. Totodată se va acorda o clasă de salarizare pentru mai multe meserii și funcții.